locomotiva 1, i tren si spegnono in trasporto aereo. Intrando un tunnel cu foi din coș și nu mai ieși de acolo. Se numea Henry. Mecanicul și focistul îl certară, dar el nu voia să se miște. Ploaia o să-mi strice vopseaua cea verde cu dungi roșii, spuse Henry. Conductorul fluieră până nu mai putru și flutură steagul până durură brațele. Dar Henry stătea în tunel și arunca aburi înspre el. Nu să-mi stric eu vopseaua cea verde cu dungi roșii pentru tine, spuse Henry. Apoi vec, responsabilul locomotivelor de pe insula Sodor, i se spunea controlorul cel grav. O să te tragem afară, spuse controlorul cel grav. Dar Henry arunca coabul spre el. Trase toată lumea, mai puțin controlorul cel gras. Pentru că, spuse el, mi-a interzis doctorul să trag. Dar Henry nu se clintea din tunel. Apoi încercară să-l împingă de la spate. Controlorul cel gras spuse, 1, 2, 3, împingeți! Dar nu-i ajută. Mi-a interzis doctorul să împing, spuse controlorul cel gras. Au împins și au tot împins, dar Henry nu se clintea din tunel. Până la urmă sosi Thomas. Conductorul flutură steagul roșu și l-opri. Toată lumea vorbea cu Henry. Uite, s-a oprit ploaia! Da, dar o să înceapă iarăși, spuse Henry. Și ce se va alege cu vopseaua mea cea verde cu dungi roșii? Thomas împinse și pufăi din toate puterile. Dar Henry nu se clintea din tunel deloc. O să-ți luăm șinele și o să te lăsăm aici în vecii vecilor, spuse el. Scoaseră șinele vechi și construiră un zid în fața lui, pentru ca Henry să nu mai poată ieși din tunel. Putea doar să privească trenurile trecând prin celălalt tunel. Putea doar să... Era tare trist, căci credea că nu-i va mai vedea nimeni niciodată vopseaua cea verde cu dungi roșii. De-a lungul timpului, Edward și Gordon treceau adesea pe lângă el. Edward spunea, hip, hip, bună! Iar Gordon spunea, hip, hip, așa-ți trebuie! Bietul Henry nu mai avea aburi ca să le răspundă. Focul li se stinsese. Funingina și murdăria din tunel îi stricaseră oricum vopseaua cea verde cu dungi roșii. Se întreba dacă va mai putea să tragă vreodată trenuri, dar cred că își merita pedepsa. Nu credeți?